mai putem face și noi ceva pentru el. Așa cum am încercat și în această seară, pentru că stăm pe jertfa lor, s-au jertfit pentru noi, pentru neam, pentru libertatea noastră, pentru demnitatea noastră. Așa cum însuși Mântuitorul Hristos piatra din capul unghiului, care este cel care a jertfit pentru Sfânta sa Biserică, iată, ca pietre vii s-au adăugat și acești martiri ai neamului nostru, ca pietre vii la zidirea Bisericii lui Hristos. Noi suntem siguri că ei sunt mântuiți prin jertfa lor. De aceea, să nu uităm niciodată, ne rugăm în continuare pentru ei, pentru că și ei, de acolo unde sunt, de sus ne ajută. Hristos a înviat!